Ok, dragii mei, haideți să vorbim despre numărul 2. Cei care ați ales numărul 2. Ce mesaje ați primit? De la înger, în primul rând, pentru februarie. Lucrurile sunt mai profunde decât par. The heart of the matter. În inima materiei. Numărul 22, să vă spună ceva. Mai discutăm. Mesaje, energie generală, de fapt. 3 de apă și 7 de pământ. Energia generală care a venit destul de greu, asta ca să vă mărturisesc. 3 de apă, în general, e de bine. E de bine, asta înseamnă că vreți să vă bucurați cu prietenii, poate unii dintre voi, după ce ați așteptat o întâlnire cu niște prieteni, sau unii așteptați un semn de apă, ori un semn de pământ. E o așteptare a unui moment de bucurie, pură, prietenească, amicală, de întâlnire cu niște suflete sau cu un suflet care rezonează cu voi. Dar este o așteptare. Acești 7 de monede înseamnă că trebuie să așteptați și din acest motiv a venit și confirmarea, mesajul de la înger, că lucrurile sunt mai profunde decât par. Dacă această așteptare este insuportabilă uneori, dați-vă timp de relaxare, conectați-vă cu acest 3 de apă și acest copil, da, interior, conectați-vă la o lume de vis, întâlniți-vă cu personajele care vă sunt dragi în gând, în vis, și cu răbdare se va manifesta. Nu uitați că lucrurile sunt mai profunde. Este mult mai mult decât ceea ce vedeți voi și nu doar vorbesc de ceea ce vedeți voi cu ochii voștri personali, dar și decât ceea ce vedem noi în general ca oameni. La nivel universal, îngerii lucrează din greu ca să se manifeste anumite lucruri frumoase în viața noastră. Și din acest motiv, uneori trebuie să așteptăm anumite manifestări. Vă întrebați, dar de ce trebuie să mai aștept? Uite, trebuie, pentru că poate celălalt nu-i pregătit. Chiar dacă tu ești pregătit pentru ceva, poate celălalt nu-i pregătit. Poate cineva este reținut în drum către voi. Sunt multe motive. Aveți numărul 22, număr maestru. 2 pentru mine înseamnă relații, 2 relații, poate relația voastră cu cineva a întârziat manifestarea acestei bucurii, relația lor cu altcineva a întârziat relația, da? Întâlnirea cu voi. Ideea este că trebuie să așteptați, să vă dați timp, să ardeți karma și să înfloriți între timp. Nu vă uscați în această așteptare, nu vă uscați, dimpotrivă. Încercați să investiți în voi și în creșterea voastră ca întâlnirea să fie și mai frumoasă. În timp ce am amestecat cărțile, am vrut să se arate, ia uite, interesant, asul de monede și regina de bâte. Asul de monede înseamnă un început. Sincer, cu Mercur retrograd în februarie, nu prea vă sugerez să investiți bani în această perioadă. Este destul de riscant. Și nici să începeți ceva. Amânați eventual acest început, de orice natură ar fi el, amânați-l până spre sfârșitul lui februarie. Asul de monede și regina de bâte sunt vibrații foarte frumoase care pot aduce succes în timp. Doar aveți grijă la retrogradări. Pentru că regina de bâte înseamnă încredere, înseamnă inspirație, înseamnă foc, pasiune, nu neapărat persoană, vorbesc de energie, da? Și asul de monede înseamnă un început practic, valoros sau ceva ce vreți să crească. Aveți o idee faină despre cum puteți manifesta ceva nou. Până una alta, pentru că s-a arătat și 4 de monede, am zis, pentru că tot e Mercur retrograd, mare grijă la proiectele în care investiți, țineți-vă banii până iese Mercur din retrogradare și apoi începe spre sfârșitul, vorbim de februarie totuși, sfârșitul lui februarie. Inițiați ce vreți voi să inițiați. De-aia zic, lucrurile sunt mai profunde decât par. Și e tot un 4, da? Concentrați-vă pe stabilitatea voastră ca să puteți crește. Creșterea se întâmplă, se procesează într-un anumit timp. Nu vă grăbiți. La capătul setului de cărți, ia uite, eremitul. O o stare de însingurare necesară ca să învățați niște lucruri. Trebuie să învățați ceva, să studiați niște lucruri. Lumina asta, aici este o noapte, cineva doarme, aici iar este noapte, cineva caută în întuneric lumina. Trebuie să înțelegeți lucrurile în profunzime. Din acest motiv sunteți puși în așteptare. Haideți să vedem cum cărțile. Și le tai. Cât de amestecate sunt amestecate. Numărul 2 februarie. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Hai să vedem ce legătură au mesajele primite cu crucea celtică. Central. 6 de spade. Provocarea, 10 de bâte. În trecut, 4 de bâte. Trecutul apropiat, spânzuratul, amânările. Iar, am văzut eu semnul peștilor, îl văd iar, îl revăd. În sensul că e casa a 12-a necunoscutului, a sacrificiilor, dar a lucrurilor foarte profunde pe care nu le puteți vedea, dar care există. Ce frumos, de decupe, deci întâlnirea cu acel suflet, la un moment dat se va întâmpla, sfârșitul lui februarie, poate chiar spre martie. În prezent, ce frumos, regina de cupe în prezent, superb, că sunteți voi, că e altcineva, oricum e o carte nemaipomenită. Wow, 5 de spade, sfatul, ar trebui să-l clarific. Exterior, lumea, cineva de la distanță, de peste mări și țări, eventual, pentru cineva. De ce vă este teamă? De această regină vă este teamă? Sau nu aveți încredere, unii dintre voi, nu aveți încredere să începeți acel lucru. Nu aveți inspirația aceea specială ca să puteți manifesta? Dar v-am zis să așteptați eventual. Pentru unii poate să fie și un semn de foc. Un semn de foc. 10 de cupe vă doriți, evident și eu îmi doresc același lucru și vă înțeleg. Este minunat să vă doriți această carte. Finalul, 5 de băte, luna și mai vedem. Când ajungem pe aici o să mai discutăm și de 5 de bâte. La capătul setului de cărți. 7 de spade, măi, strategul. Strategul care uneori se manifestă și ca o persoană care fuge de la locul faptei și ca un om care nu spune tocmai adevărul până își vede saci în căruță. Aici văd așa. Spade și monede, adică aer și pământ. Însă sunt două energii foarte diferite. Unii dintre voi ați fost puși la un moment dat de niște situații complicate în viață, de importanța de a renaște, care a fost valabilă pentru toată lumea în 2020. Da? 8 de cupe, judecat, a trebuit să judecați niște situații la modul profund și să luați o decizie. Ați fost la o intersecție de drumuri în trecut și ați decis, așa simt, să puneți capăt unui ciclu de probleme, de supărări. Poate chiar a unei relații de lungă durată, pentru că vă 10 de spade și 10 de bâte. Și casa undeva în trecut. Unii dintre voi ați ales, acum în cât timp se va manifesta, independența pentru să ieșiți din colivie, ca să vă găsiți perechea, o pereche liberă ca și voi, da? Liberă în gândire, în manifestare, da? Și pentru acest lucru, sunteți conștienți că aveți nevoie de o strategie asta, pentru că este sfatul, 5 de spade și apare iar 7 de spade. Aveți nevoie de o strategie bine pusă la punct ca să puteți manifesta această fericire și independență și suflet pereche la care visați de mai mult timp. Aveți nevoie de o strategie. Evident că asta înseamnă, cum am zis mai devreme, nu neapărat minciună, ci să aveți grijă ce spuneți. Pentru că mai devreme sau mai târziu gândurile și cuvintele se manifestă. De-aia zic, aveți grijă ce gândiți, ce vorbiți la 5 de spade, că e sfatul, 5 de spade și 7 de spade. Aveți grijă cui spuneți. Asta ca să nu zic musai că apare un mincinos. Parcă totuși nu. Pentru că sfatul se leagă oarecum de aceste, nu jocuri de cuvinte, ci selecție de cuvinte și de gânduri. Interesant că acest personaj pleacă cu 5 de spade și sfatul este, v-a apărut 5 de spade. Lăsați deciziile altora în pace, lăsați pe cine vă blochează în a manifesta ceva, lăsați-i în pace și mergeți. În acest moment simt că acest 5 înseamnă o schimbare, 5 e un număr creativ și aveți 5 iar, o schimbare de gândire, de mentalitate. Ca să puteți manifesta, interesant cum văd acum cartea, ca să puteți manifesta o victorie. Ok, vedem cum se leagă, pentru că mi se par cărți frumoase. Și nu simt totuși nevoia să citesc această carte ca pe o carte negativă. Asta pentru că tocmai ați trecut de niște situații problematice, 10 de bâte, 10 de spade, și această nouă independență, această ieșire din cușca, cei patru stâlpi care se văd și în trecut, da? vă obligă să vă regândiți, felul în care regândiți, că tot am zis de gândire de spade, regândiți, felul în care comunicați și felul în care manifestați. Ok. Central. Aveți 6 de spade. Vreți să vă detașați de niște ape tulburi, da? Vreți să călătoriți eventual către cineva. Simțiți în suflet nevoia de a călători către cineva. Eventual, dacă nu sunteți voi regina de cupe aici în prezent, vă doriți această călătorie. Există o distanță între voi și un personaj care vă este teribil de drag. Regina de cupe, 2 de cupe. Dar în trecut apare acest 4 de bâte, apare o relație, o casă, poate să fie și cineva, soră, frate, mamă, da, de acasă, da. Apare un semn de foc pentru unii care vă consumă, 10 de bâte. Și repet, nu e obligatoriu să fie iubit, iubită, poate să fie soț, soție, mamă, tată, oricine, cineva care vă consumă. E în poziția fricii această regină de bâte, 10 de bâte care înseamnă consum de energie, oboseală, de prea multe responsabilități acasă, apare în poziția nu musea blocajelor, cât a provocărilor. Aici trebuie să lăsați voi în urmă. Aici este, de fapt, o problemă din trecut. Repet, că e casă. Casa în care v-ați născut, că e o relație care și-a găsit la un moment dat un moment de stabilitate, dar între timp a devenit un sacrificiu prea mare, spânzuratul. O greutate prea apăsătoare. Acestea vreți să le lăsați în spate și să mergeți către un personaj care vă simte sufletul. Să mergeți eventual, dacă voi sunteți regina de cupe, adică regina de cupe poate să fie oricine, este un personaj care își oferă dragostea, care își exprimă dragostea, care vindecă. Dacă e altă persoană, semn de apă, dar nu obligatoriu, poate să aibă și lună și ascendent, da? Pești, rac, scorpion. Apare și în poziția dorințelor, 10 de cupe. Repet, dacă este personaj, vreți să mergeți către acest personaj pentru că simțiți că acest personaj este sufletul vostru pereche. Ba chiar geamăn pentru unii. Ba chiar geamăn. Dar trebuie să lăsați în urmă repede cât ori pot o relație, un job, o situație obositoare în care v-ați sacrificat, ați stat în cap, vorba vine, ați stat în lanțuri și e cazul să-i puneți punct. E cazul să puneți punct acestor sacrificii, amânări, cum am zis, amânări necesare, pentru că voi a trebuit să învățați ceva, cum am zis mai devreme, lucrurile sunt mai profunde, da? The heart of the matter, lucrurile sunt mai profunde decât par. Această uniune 3 de cupe, 2 de cupe nu s-a manifestat, regina de cupe, 10 de cupe, din cauză că voi a trebuit să lucrați ceva, să rezolvați niște probleme. Și ei în viața lor personală. Și ei. Și ei. Sunt cărți frumoase totuși. Sunt cărți frumoase. Deci am zis, în prezent aveți regina de cupe, dragoste profundă, romantică, tandră, duioasă, mai găsiți și voi sinonime, vindecare. Vreți să manifestați această energie. Repet, și voi față de cineva și există cineva care vă inspiră să fiți la fel. Dacă ei sunt așa, într-un fel sau altul, vă oglindiți o parte din voi. O parte din voi care nu s-a putut oglindi în prezența acestui personaj, nu, se oglindește doar în prezența lor. Această parte din voi. La care, un personaj la care cred că ați și visat. Cu spânzuratul și lucrurile mai profunde, the heart of the matter, da? Cred că ați și visat, e casa a 12-a a peștilor. Ați visat. V-ați întâlnit la un moment dat în trecut și ați simțit această întâlnire foarte intens. Poate nu-i nicio relație pentru unii dintre voi, este doar o despărțire fizică sau o despărțire din niște motive și despărțirea în sine a devenit apăsătoare. Pentru că totuși pe vertical văd 4 de bâte și 2 de cupe, posibil să fie acest personaj, sufletul vostru pereche, flacăra voastră geamănă, cu care nu ați putut manifesta deocamdată nimic sau amânat lucrurile din niște motive, repet de câte ori pot ca să nu uitați. Și totuși, sfatul este să vă gândiți bine victoria, o să clarific totuși cartea asta. E o carte victorioasă, 5 de spade, dar e și un pic egotică, aveți grijă. Pentru că apare regina de bâte vă poate în poziția fricilor, vă poate reprezenta o parte din voi. Regina de bâte e foarte mândră, foarte orgolioasă. Variante negative sau pozitive, luați-le cum vreți. E în poziția fricilor. Dacă sunteți prea mândri, mare grijă pentru ce vă doriți această victorie. Nu uitați și mesajul anterior cu strategia. Dacă trebuie să ieșiți din vibrația cuiva care vă obosește, vă pune în cârcă prea multe responsabilități, un personaj gelos care vă domină. Iar trebuie să aveți grijă cum ieșiți din zona respectivă. De pe câmpul de bătălii. Ca să puteți manifesta ce vă doriți, fericire maximă. Dar pentru fericire trebuie să vă luptați, dragii mei. Nu pic așa hodorong trong brusc în palmă. Și ca să vă luptați și ca să manifestați, trebuie să mai și visați, să mai și manifestați altfel de stări. În fine, ce vă influențează exterior lumea? Cineva care e la distanță, posibil pentru unii acest suflet pereche să fie la distanță. Și atunci apare nevoia și 6 de spade și lumea, amândouă vorbesc despre călătorie. Amândouă sunt cărți care arată o distanță fizică între voi și cineva. Și evident că spânzuratul în acest context înseamnă acele sacrificii pe care le-ați făcut cât timp ați fost departe unul de celălalt. Dar îmi place cum se întâlnesc aceste două personaje. Ei sunt la distanță și vă influențează într-un mod subtil. Am zis că vă oglindiți în acest suflet pereche. Când îi priviți pe ei, am senzația că sunt și victorioși, nu doar la distanță. Sunt oameni care au câștigat niște bătălii, o anumită poziție plină de lumină. Ba chiar sunt în public unii dintre ei. Poate comunică pe internet, sau comunicat și voi pe internet, sau ei în jobul respectiv. Au un job prin care pot comunica cu întreaga lume, evident pe internet, Facebook, whatever, ce-or fi alte canale. Ei, și acest personaj vă inspiră să fiți ca ei. Așa simt. Așa simt. În poziția fricilor apare Regina de Bâte, care, repet, apare și ca blocaj. Poate să fie lipsa voastră de încredere, care v-a reținut și până acum. Pot să fie responsabilități undeva, la un job, la voi acasă. Pot să fie foarte multe. Poate să fie chiar mândria voastră. Să fiți prea mândri și să vă gândiți la un fel de a atrage situația în favoarea voastră, dar mare grijă, repet, o să clarific acest 5 de spade, să nu avem dubii referitor la acest sfat. Ce vă doriți, 10 de cupe? Vă doriți această întâlnire cu sufletul pereche, 3 de apă, da? 3 de apă, 2 de apă, Regina de cupe, 10 de cupe. Vă doriți să aveți o să aveți momente frumoase. Ba chiar, de ce nu, unii dintre voi o relație? Și unii dintre voi simțiți, o să începe să simțiți nevoia de a vă lupta pentru acest vis. Pentru că 10 de cupe e un ideal. Vedeți acest personaj de la distanță, lumea, Regina de cupe, 2 de cupe, îi vedeți ca pe idealul vostru, de fapt și 4 de bâte ar putea fi inclus. Îi vedeți ca pe idealul vostru. Și atunci, pentru un ideal, dragii mei, trebuie luptat pe rupte, trebuie să așteptați să vă curățați karma, să vă curățați ceacrele și așa mai departe, să înfloriți și voi, ca ei, ca oglindirea să fie cât mai frumoasă, să vă oglindiți în cele bune, nu în cele rele. Apare, în continuare, ce reușiți să faceți, apare acest 5 de putere. Pentru unii, începe să vă luptați pentru această energie frumoasă, acest personaj frumos pe care vreți să vi-l atrageți în viață. Dar, pe de altă parte, vă dau și varianta asta, există posibilitatea ca personajul, semn de foc, dar nu obligatoriu să fie semn de foc, personajul care vă domină și vă impune un anume stil de viață comun, în care vă pierde strălucirea, da? Care nu vă reprezintă, în care nu vă oglindiți nici pe ei, nici pe voi, da? Acest personaj, 5 de bâte, să se lupte pentru voi. Deci există și varianta asta. Pentru că înseamnă concurență. Să se lupte pentru voi. Continuare apare luna. Iar semn de apă. Puteți să vă luptați. Altă interpretare, vă dau mai multe, pentru că toate se pot manifesta. Cu cineva manifestați lupta în secret pentru această fericire, cu altcineva vă luptați cu fricile voastre. Cu fricile voastre că nu veți reuși, că nu veți atinge acest ideal, dar trebuie să vă luptați. Ia uite, cavalerul de spade. Cavalerul de spade, semn de apă, dacă asta, de aer, pardon, dacă asta contează. Cavalerul de spade iar vrea să meargă cu viteză. 6 de spade, cavalerul de spade. Vrea să meargă cu viteză și să manifeste victoria. Ia uite, iar e sabia în sus, iar e sabia în sus. Dar această victorie, această luptă pe care e dispus să o aibă cu acest semn de foc unii dintre voi, sau cu orice altcineva care se pune contra atingerii idealului pe care îl doriți, cavalerul de spade poate să fie extrem de determinat și, în general, manifestă ce vrea. Dar, revin, trebuie să aveți o strategie bine pusă la punct. Bine pusă la punct. Pentru că e concurența dură, se pare. Dură. Și cea mai mare concurență este, sau cea mai grea luptă este să vă luptați cu fricile voastre. Să vă luptați cu fricile voastre. Hai să clarificăm totuși. Deci, vreți ceva? Nu o să pice nimic frumos și bun, nu o să vă pice în brațe. Nu uitați, luptați-vă. Acum că cineva se luptă pentru voi ca să nu plecați din preajma lor, iar poate să varieze, nu contează. Concentrați-vă pe oamenii care vă inspiră și vă fac să vă ajută să vă transformați în cea mai bună variantă a voastră sau versiunea voastră. Hai să clarificăm. 5 de spade. 5 de spade. Clarificăm, te rog frumos, 5 de spade. Interesant. Ați putea să fiți voi. O zonă din voi. Că sunteți semne de aer. Că sunteți semne de pământ sau poate sunteți aer cu pământ, cu foc, nu contează asta. Deci sfatul este. Iar vorbiți mai puțin. Regele de spade este extrem de înțelept. Nu mai vreau să dau zodii, dar trebuie să zic, este o parte din voi. Gemeni, balanță sau vărsător. O parte din voi. Poate aveți acolo Mercur, Marte, eu știu ce planete. Vorbind de sfat, sfatul este să vorbiți mai puțin și să gândiți mai mult. Asta înseamnă strategie. Să gândiți bine cui spuneți ceea ce vreți să manifestați, pentru că vă gândiți la această fericire, 10 de cupe, 10 de monede. Nu doriți doar emoții, vreți să puneți și în practică. Chiar vreți să stați cu acest personaj, să vă bucurați de el. Eventual, în această strategie de cucerire, pentru că 5 de spade cuceritor, bine, cucerește mai mult mental, nu cu bătaie, nu cu pumn, nu cum face 5 de bâte. În această luptă și nevoia de a cuceri pe cineva, știți că s-ar putea să trebuiască să puneți capăt unei relații stabile, poate prea materialiste, una la mână, pentru că aveți aici un 4 de bâte, 10 de bâte, 10 de spade, am văzut mai devreme, 10 de monede. Trebuie să puneți capăt, pentru că 10 e încheiere, da? Printre altele, ca să puteți manifesta o nouă fericire alături de altcineva. Înțelegeți, da? Sunt convinsă că înțelegeți. Pe de altă parte, trebuie să vă gândiți bine cum să vă folosiți resursele financiare. Eu comoară aici, dar comoara asta nu ține doar de bani. În acest moment o văd altfel. Trebuie să vă folosiți calitățile voastre fizice, vorbim de monede fizice, nu neapărat trupești, dar îndemânări, alte chestiuni, da? Ceea ce știți voi să faceți cel mai bine ca să puteți cuceri, eu știu, această fericire la care visați, clar, la care visați. Astea sunt cărțile. Cineva vă inspiră, vă atrage, ca un magnet. Este sufletul vostru, un suflet pereche care vă atrage, vă ridică din această stare. Și am zis, sfatul este, acum citesc sfatul, nu personajele. Eventual, dragii mei, puteți să vă duceți la cineva care să vă inspire. Dacă nu știți cum să gândiți strategic, duceți-vă la cineva. Plătiți, ok. Consilierea sau un consilier, un strateg, dar un om înțelept, varianta superioară a regelui de spade. Variantă superioară, nu negativă, da? Că regele de spade poate să ca orice altă carte, poate să exprime și varianta sa negativă, dar acum vorbesc despre sfat. Vreți să cuceriți lumea, să fiți mai aproape de personajul care e la distanță, pentru care simțiți, repet, de 11.000 de ori, da, luptați-vă, dar gândiți bine cum, pașii, gândiți bine pașii. Ca să nu transformați această luptă în jocuri mentale, pentru că jocurile mentale nu sunt prea nobile și vă atrag vibrații negative, karmă și nu mai vreți așa ceva, da? Nu mai vreți așa ceva. Hai, mai clarificăm. Ia uite, trebuie să faceți un pas. Ia uite, 10 de spade iară, 2 de bâte iară. Să luați calea cea dreaptă, să lăsați în urmă stresul, rănile, oboseala și să manifestați ceva nou, concret. 7 de pământ și cu încă 1, 8. Să transformați lucrurile în realitate. Vreau să-mi clarificăm lumea. Cine e acolo la lume din exterior, de la distanță? Și care se va manifesta întâlnirea 21, da? În 2021. Probabil că a trebuit să așteptați anul trecut. Acum o să manifestați această întâlnire cu cineva. Cine e? Lumea. Clarificăm lumea. Clarificăm lumea. Este un personaj care a acumulat o oarecare înțelepciune și vă ajută și pe voi să creșteți. Interesant că ambele personaje au un mov. Aici e strategia, să intrați pe vibrația lor, să vă gândiți bine cum să ajungeți să vă oglindiți în ei, să fiți și voi înțelepți și inteligenți și puternici și așa mai departe. Și generoși, emoțional. Lumea, te rog frumos, clarificăm lumea. Clarificăm lumea. Ia uite. Cavalerul de cupe, totuși apare semnul de apă. 9 de cupe. Aveți multe emoții pentru acest personaj. Și emoții și pasiune, dar a trebuit să vă vindecați și voi și ei. În fine, acest as de monede înseamnă că e de bine. Nu leg, nu știu de ce, dar nu leg de regina de bâte și de 10 de bâte. Nu leg de așa ceva. Îl leg mai degrabă de faptul că acest suflet pereche ar putea să fie flacăra voastră geamănă și pe lângă dragostea emoțională profundă pe care o simțiți, aveți și pasiune mare pentru ei. Dar ce frumos că acest as de bâte clarifică lumea. Lumea înseamnă încheiere de capitol. Posibil și ei au crezut că s-a încheiat capitolul între voi doi. Poate că și voi din când în când gândiți, visați la ei și credeți că totul s-a încheiat. Dar există șansa unei noi manifestări. Însă, repet, la sfârșitul lui februarie ieșiți din retrogradare ca să meargă lucrurile bine. Renunțați la acest 10 de bâte și 10 de spade. Puteți să reaprindeți flacăra, puteți să-i recuceriți. Puteți să-i recuceriți. Și ei, așa de la distanță, încă simt pentru voi. Așa simt. Uite. Cavalerul de cupe, 9 de cupe. Câte emoții? Iar 9 și cu 1, 10. Ia uite aici. Toate, ia uite-le. Toate cele 10 cupe. Cam asta e. Deocamdată. Sper că v-am lămurit. O să mai fac și altele ca să vă mai aduc detalii. Deocamdată atât. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa! Ok. Pentru cei care ați ales numărul 3, hai să vedem ce mesaje ați primit. Două mesaje de la îngeri. Da, cere ajutorul și cinstea este esențială. Ce ar putea să spună asta, vom vedea. Energia generală? Copilul invers, adică 1. Magicianul este invers și mama. 1 și 4. Aș vrea mai întâi să vă citesc niște cărți care au sărit în timp ce amestecam setul de cărți și le-am pus deoparte. Valetul de cupe și cavalerul de cupe. Vindecătorul și visătorul. Ideea este că, deși amândoi aveți vibrație frumoasă, înaltă, sunteți spate în spate. Nu vă vedeți potențialul. Este ceva. Și, nu... și aici apar și niște măști. Este ceva ce nu vă permite să vă vedeți adevărata față. Pentru că dacă v-ați vedea adevărata față, ar fi totul bine. Rămâne de văzut pentru cine spun acest mesaj. V-ați potrivi dacă v-ați vedea față în față, suflet în suflet. Dar deocamdată există acest, de-aia a apărut și copilul invers, imposibilitatea de a manifesta ceva frumos din niște motive. Trebuie să faceți pace în voi, să vindecați fiecare ceva. Unul dintre voi trebuie să vindece ceva în ea și celălalt trebuie să învețe să viseze. Ca să puteți să vă reîntâlniți față în față. Vorbesc un pic simbolic și sper să înțelegeți, da? Și nu doar simbolic. Chiar și lucruri practice. Până nu vă vindecați, până nu cereți scuze cuiva, până nu visați, până nu învățați să fiți mai romantici, probabil că unul nu poate să fie romantic și altul nu poate să se vindece de niște chestii, traume. Da? Nu se poate manifesta această abundență. De acest motiv trebuie să cereți ajutorul. Cum să fac să pot să fiu mai romantic? Cum să fac să mă vindec? Ca să vă întâlniți față în față cu acest suflet pereche care vedem cum se vor arăta și cărțile în etalare, care v-ar putea înțelege. Ar putea să fie și o prietenie. În continuare, ce mai văd? 6 de spirale, 3 de spirale, 3 de... 3 de spade și Fenixul, Judecata. Cineva a fost mai impetuos la un moment dat, doritor de victorie. Poate chiar a plecat după diferite victorii și totuși, acolo în luptele și victoriile pe care le-a câștigat, a tot sperat la voi. A tot sperat la voi. Da? De-aia sunteți spate în spate. Așa văd eu cărțile. A tot sperat, 3 de spirale. V-a tot urmărit. Pe de-o parte a conștientizat că și voi plângeți într-un fel sau altul după ei sau după cineva care vă oglindește. Pe de altă parte și ei au plâns. Cred că amândoi, pentru că oarecum semănați, amândoi ați fost triști. Dar amândoi, într-un mod foarte subtil, vă doriți această renaștere, această judecată. Este Fenixul care se configurează din cenușă, din lacrimi, din așteptare. Dar aveți ceva, încă nu se manifestă din cauză că, repet, cineva nu s-a vindecat total și celălalt ori trebuie să învețe să fie mai poetic, mai artistic, mai visător, mai romantic, ori, dimpotrivă, este prea visător, prea romantic și trebuie să fie un pic mai realist. Și în momentul în care vă faceți fiecare, vă rezolvați problema, vă puteți întâlni față în față și manifesta, da? Schimba vibrația asta, creștere și stabilitate împreună. E un mesaj pentru cineva. Ia uite, îndrăgostiți. Măi, sunteți îndrăgostiți. În secret, amândoi, ia uite, Marea Preoteasă, în secret, visați, sunteți îndrăgostiți, dar nu vă spuneți, mai. Da, iar o altă interpretare, am zis, deși celălalt, sau poate și unul și altul, sunteți victorioși pe diferite planuri, tot vă întoarceți privirea în spate la acest personaj pe care simțiți foarte profund, care v-a produs lacrimi, le-ați produs lacrimi. E o situație care vă pune tot timpul să vă gândiți judecată, să judecați, măi, e bine să fiu departe? E bine să port mască? Și sau să stau la distanță? Sau ar fi mai bine să renasc toată situația asta și să o transform într-o victorie și să ne întâlnim față în față și să ne bucurăm, da? De această victorie și să ne transformăm unul pe celălalt. Cinstea este esențială. Trebuie să spuneți ceea ce simțiți, printre altele. Trebuie să spuneți că iubiți cuiva, pentru că țineți în secret și ei și voi țineți în secret o dragoste. Pentru cine îi spune? Nu știu pentru cine îi spune. Dar această dragoste, dacă este exprimată corect, da? Fără mască, nu din spate, nu dintr-o parte. Dacă această dragoste este exprimată, aveți parte de abundență. Mama, puteți crește. Puteți să vă găsiți stabilitatea. Dar aveți nevoie de ajutorul cuiva. Rămâne de văzut unde veți găsi acest ajutor ca să puteți să manifestați. Copilul a venit invers, copilul înseamnă că este o poveste care nici măcar în faza aceasta n-a ajuns. Nici măcar așa. În faza incipientă. E ceva ce plutește în aer. Din ce motive? Rușine, neîncredere. Am zis mai devreme, când am vorbit de vindecare, de romantism, niște lucruri pe care fiecare trebuie să și le rezolve în viața personală. Acum, pentru că au fost destul de multe, o să mai amestec o dată, de două ori, deși erau amestecate de trei ori. Numărul 3. O dată, de două ori, de trei ori. Februarie. Central. Ia uite, Marea Preoteasă. Secretul ăsta, Valetul de bâte. Un personaj mai tânăr, cu multă pasiune. 8, da, am zis, v-ați îndepărtat. Ați încercat să vă detașați emoțional. 8 de oglinzi, de cupe. 6 de cupe, iar. Eu cred că o poveste frumoasă, măi, dar care... Ce faceți? Cum o manifestați? 4 de spirale, 4-4 iar, apare. În prezent, 2 de monede. Hmm. 9 de spirale, sfatul. 5 de spade, exterior. Influență exterioară, vreau să zic. 10 de poziția fricilor, 10 de spirale. Asta vă doriți, asul de monede. Vreți să manifestați, da? Abundență. Cum ajungeți la mamă, la împărăteasă, la abundență, dacă nu, primul lucru, cu această piatră de temelie, cu acest as de monede. Uite, așa ajungeți. Dar, pentru asta trebuie să schimbați această carte în poziția normală. Trebuie să lăsați interesant, aici este soare, soare, raze, aici la fel, soare, raze, dar faptul că a venit invers, au, eu ce chestie, s-a stins lumina, n-aveți încredere. Mai ce semn ciudat, din cauza acestei lipse de încredere, lumina ce înseamnă încredere, credință, n-aveți credință că ar putea să iasă ceva. Nici unul, nici celălalt. De-aia zice, cereți ajutorul. Puteți să cereți ajutorul la un consilier, la o mănăstire, la cineva înțelept. Cineva care vă ajută să vă vindecați. Da? Wow, uite ce pocnește. Interesant. Ce reușiți să faceți? Diavolul, Bela Rosa. 5 de... Cavalerul de spade. Combinația asta apără și la numărul anterior, luna și cavalerul de spade. Da, e drăguț totuși dacă apare la un moment dat, într-un viitor. Ok, să vorbim acum despre voi. Pe de-o parte, poate unele dintre voi ați pierdut un copil. un mesaj. Dacă vreți să aveți încă o dată copil, cereți ajutorul cuiva. Nu vă păcăliți cumva că nu o să mai puteți sau... În fine, e o chestiune de... Acum că este și Mercure retrograd, ceva nu vedeți clar. Și pentru că nu se poate vedea clar când este Mercure retrograd, încercați și cereți ajutorul cuiva să vă arate și alte puncte de vedere. Trecând peste mesajul ăsta, revin la citirea noastră. La capătul setului de cărți aveți puterea, sunteți puternici. Iar apare judecata și lumea. Judecata și lumea. Ați gândit că v-ați păcălit. Wow! Unii dintre voi ați visat la cineva semn de aer. Un semn de aer care a venit ca un trăsnet în viața voastră. Turnul, calii. Într-un mod foarte misterios, spânzuratul. Dar e un suflet pereche. Doi de cupe. Un suflet pereche. Voi știți că e suflet pereche. Și totuși trăsnetul ăsta... Regina de spade și turnul. Trăsnetul ăsta v-a adus mai multe lacrimi decât bucurie. Acest suflet pereche v-a adus mai multe lacrimi decât bucurie, pentru că ați avut impresia că vă păcălește. Ați avut impresia, poate că și ei n-au avut, repet, încredere în ei. Pe de-o parte, pentru unii este și diferență de vârstă, de statut. Sunt niște diferențe și din cauza asta ați avut impresia că v-ați păcălit, iluzionistul, și din cauza asta v-ați dat timp de vindecare, de lacrimi, da? Regina de spade. Posibil balanță, dar nu obligatoriu. Poate să fie și geamul, poate să fie și vărsător, cineva cu planete acolo, nu obligatoriu zodie. Poate aibă lună, poate să aibă ascendent. Și asta și v-ați gândit, să renaște, să nu renaște, v-ați gândit, cred că v-ați tăvălit prin cenușă. Așa văd acum această judecată. V-ați tăvălit prin cenușă și până la urmă ați ajuns la concluzia că totul a fost o iluzie, această întâlnire cu sufletul acesta pereche. Da? Ia uite ce era, 9 de cupe, magicianul, cu care se putea manifesta ceva deosebit. Dar lucrurile au venit ca un trăsnet. Și pentru voi și pentru ei. Regina de spade și 4 de cupe. Și până la urmă ați luat decizia, vorbesc de trecut, ați luat decizia să renașteți într-o nouă direcție, lumea, să puneți capăt. Da, trebuie să renați din această poveste, dar singura variantă de a renaște e să pun capăt, lumea, să încheie acest capitol. Și asta se vede la acest 8 de cupe, în trecutul îndepărtat. 8 de cupe, ați încercat și unul și celălalt să vă detașați. Dar, vorbim de voi în mod special, ați încercat să vă detașați, ați încercat să vedeți proiecțiile. Măi, e o proiecție adevărată acest suflet pereche, ce se întâmplă? Și în momentul în care ați hotărât să puneți capăt acestui capitol și să vă ridicați, să vă transformați, ați devenit puternici. Ați devenit puternici. Dar e interesant că atunci când un suflet pereche crește, într-un fel sau altul îi transmite acest mesaj și celuilalt, să crească și el. Pentru că sufletele perechi, mai ales sufletele gemene și anumite suflete perechi, cresc în paralel sau declină sau se distrug în paralel. Dacă voi rămâneți într-o zonă toxică, atunci și sufletul vostru pereche va rămâne într-o zonă toxică. Dar este bine să încercați să fiți cea mai bună variantă a voastră, ca și sufletul vostru pereche, care va fi întâlnit la un moment dat, să fie și el în varianta sa cea mai bună. Acum, am zis că ați lăsat în urmă această poveste, ați gândit că până la urmă cea mai bună variantă este să puneți capăt acestui capitol și să vă transformați. Psihic în mod special, psihic. E o transformare psihică. Și sper să reușesc să atașez la sfârșitul videoclipului linkul către Psihe și Eros pentru unii dintre voi. E o poveste de dragoste care v-a afectat profund psihicul, dar v-a făcut și mai puternici. Puterea, da? v-a făcut și mai puternici. Face parte din călătoria voastră spirituală. Am zis că i-ați lăsat în urmă. Și totuși, în secret, există nevoia de a vă transforma, această mare preoteasă, de a vă conecta, amândoi vă conectați, am văzut două suflete perechi, amândoi vă conectați intuitiv unul la celălalt. Marea preoteasă comunică telepatic, știe, intuiește și unul și celălalt intuiește că există încă pasiune. Valetul de spirale. Există încă pasiune. Am zis, pentru unii e posibil o persoană să fie evoluată, cealaltă să fie mai puțin evoluată și aici e provocarea. Marea preoteasă să-l provoace pe valetul de spirale să crească, sau de spirale sau de bâte, da? Să-l provoace să crească. Poate că aceeași detașare pe care ați încercat-o voi să o manifestați, sau manifestat-o și ei, pentru că vă oglindiți. Vă oglindiți. Însă, în ultima vreme, apare acest 6 de oglinzi. Apare dorul, sau periodic apare acest dor, 6 de oglinzi. Simțiți, am zis, comunicați intuitiv, telepatic. Simțiți că și lor le este dor de voi și vouă vă este dor de ei, deși încercați să vă detașați emoțional. Ați vrea să vă reîntâlniți, ați vrea să reîmpăcați ceva ce n-a mers, că am văzut turnul, n-a mers, nu s-a putut manifesta. Copilul e invers, copilul e relația voastră, care are șansa să crească la statutul de mamă, de împărăteasă. Dar deocamdată, am zis, a dispărut lumina, măi, deci s-a stins flacăra la etalarea voastră. Wow! În prezent, aveți de trecut această râpă, aveți o decizie foarte importantă, 2 de monede. Pe de-o parte, trebuie să vă echilibrați financiar, probabil că aveți și... Interesant. Aici este un bolovan, da? Aici sunt 2. Trebuie să alegeți, interesant cum este, să alegeți acest nou început. Trebuie să alegeți acest nou început. Acum, că acest început va fi cu ei, rămâne de văzut. Dar voi trebuie să alegeți să vă reconstruiți viața, să treceți de această râpă și să lăsați în urmă niște greutăți care apar în poziția fricilor, 10 de spirale, niște responsabilități, dragii mei. Niște responsabilități. Eventual, pentru unii, niște situații acasă, la job, vă obosesc, duceți prea multe. Vă este teamă că această poveste ar putea să adauge la greutățile pe care le duceți și voi și ei. Unii dintre voi vă doriți foarte mult să lăsați o casă. 10 de bâte poate să fie o relație de lungă durată. Că e casa în care v-ați născut, că e altă casă, să lăsați o relație de lungă durată și să vă faceți o nouă, asul de monede și casa. O nouă casă într-o nouă direcție, o nouă familie. Și atunci veți înflori. Pentru că n-ați putut manifesta un anumit spor acolo unde sunteți acum. Însă, sfatul este 9 de spirale. 9 de spirale, în general, este un blocaj, cineva care stă în fața unui gard. Încercați să creați niște... să delimitați zona din jurul vostru. Dacă sunteți persoane foarte sensibile și intuitive, dacă încă vă este dor de X, de Y, de ceva, delimitați zonele. Ca să puteți manifesta pe planuri. Planul 1, planul 2, planul 3. Acum o să vreau să și clarific ce înseamnă acest 9 de spirale, dar este un mesaj care a venit spontan, special pentru voi. 9 de spirale. Rezistați și stați în picioare, chiar dacă sunteți epuizați unii dintre voi. Vă consumă și această poveste secretă pe care o țineți în sufletul vostru și vă apasă. Vă apasă pentru că nu-i manifestată. Vă apasă că nu-i manifestată și simțiți profund unii dintre voi. Rezistați. Și interesant este, rezistați în picioare și interesant în acest set de cărți arată un personaj care comunică. O să clarific, dar poate că trebuie să și comunicați corect, cum am zis mai devreme, cereți ajutorul și comunicați corect cu cineva. Ăsta e alt mesaj, evident. Exterior vă influențează acel semn de aer pe care l-am văzut mai devreme la Regina de Spade, care a venit ca trăsnetul, pentru care ați simțit profund, care ați crezut că v-a păcălit, v-a adus atâta tulburare și transformare, dar v-a făcut mai puternici. Exterior încă vă influențează 5 de spade. Posibil acest 5 de spade înseamnă și jocuri mentale. Poate că au fost jocuri mentale. Am zis, cineva a fost mai imatur. Poate că n-a ales strategia potrivită, poate că n-a avut încredere sau poate, pentru că variază vorbind de o etalare colectivă, acest personaj nu e obligatoriu să fie semn de aer, dar posibil, eu simt că se leagă de cel despre care am zis mai devreme. Posibil acest personaj n-a știut să manifeste, pentru că aici văd manuscrise, este copilul invers, copilul adică magicianul, cel care manifestă, este invers. Da? Și iar este interesant cum văd. Iar este o diferență de statut. Este valetul de spirale, un personaj mai tânăr, plin de pasiune, dar care nu știe să manifeste, și un alt personaj matur, evoluat, Marea Preoteasă și Împărăteasă, dragii mei. Marea Preoteasă și Împărăteasă. Aici sunteți voi, aici vă simt pe voi. Și aici este provocarea. Cum să faceți să manifestați acest suflet pereche când el încă are foarte mult de crescut? Are foarte mult de crescut. Ați putea să aveți o casă cândva împreună. Ați putea. Casă sau relație. Ați putea. Dacă acest personaj ar învăța să manifeste. Asta zic de manifestare pentru că vă hârtie. Și știți foarte bine, v-am mai zis pe cei care sunteți abonați, că printre manifestări există și această tehnică de a scrie pe hârtie ceea ce vreți să faceți. Dar după cum vedeți, sunt 5 hârtii tăiate de o spadă. O spadă care este în jos, da? Nu s-a comunicat corect. Aici este problema. Cineva nu a comunicat corect și atunci nu s-a manifestat corect povestea. Cinstea este esențială. Cinstea este esențială și cred că a cere ajutorul, cred că ar trebui personajul imatur să ceară ajutorul, nu personajul care e matur. Dacă voi vă simțiți în acest personaj, Marea Preoteasă și Împărăteasa și Mama, voi vă simțiți acolo, ei ar trebui să ceară ajutorul, dar asta e. Acum, am zis, vă doriți acest as de monede. Vă doriți pe de-o parte, unii dintre voi, o nouă casă. Pentru că apare 4, mama. Vă doriți să creșteți, mama împărăteasă, da? Să creșteți, să aveți abundență într-un nou loc. Vă doriți o nouă casă, clar. Și aici trebuie să lucrați ori 2 joburi, ori să alegeți 2 direcții, cum să faceți să manifestați acest nou început. Dar țineți în secret această dorință unii dintre voi. Țineți în secret multe lucruri și poate că e bine, pentru că aveți prin preajmă oameni care vă invidiază. Pentru că 5 de spade poate să fie și un personaj care vă invidiază. Orice om. Poate să fie personajul care vă pune responsabilități în cârcă pentru unii. Poate că unii dintre voi zic poate, pentru că sunteți mulți. Nu puteți să manifestați un nou început din cauza mamei voastre. Iar e o chestie foarte subtilă și deranjantă, dar ăsta e adevărul. Unii dintre voi nu puteți să renașteți din cauza mamei sau din cauza unor probleme pe care le aveți acasă. Însă, repet, dacă vă schimbați casa, dacă vă schimbați viziunea, Puteți să manifestați acest nou început și creșterea într-o altă parte. Am zis că apare, totuși, la sfârșitul februarie, acest diavol, această obsesie. Evident că poate să fie tentația. Cu valetul de bâte poate să fie o tentație sexy. Cineva care vine, mai ales că e Mercur retrograd, cu niște jocuri, o strategie, posibil mare grijă, cineva care vine din trecut. Vom vedea dacă e același personaj sau e altul. Însă, mare grijă dacă e tentație. Pentru că voi trebuie să vă concentrați pe lucrurile serioase, pe acest nou început, pe asul de monede și pe 4 de spirale, de bâte. Trebuie să vă concentrați pe stabilitatea voastră, pe noua voastră viață, pe noua voastră creștere. Mare grijă la această tentație, mai ales că e Mercur retrograd. Haideți să vedem 5 de cupe. Cineva care a plâns după voi, mă. Posibil să fie același personaj sau alt personaj care a plâns după voi, 5 de cupe. Ia uite, cavalerul de spade. Am zis că e semn de aer. Mai devreme a apărut regina de spade, acum 5 de spade, influență exterioară și apare cavalerul de spade. E o obsesie, nu... E o obsesie, ce să mai... E o chestie care vă apasă, că nu se poate, nu s-a putut manifesta. Și luna, iar secrete, iar frici, iar emoții profunde, că am văzut 2 de cupe mai devreme, da? Ia uite la aici. L-am văzut aici, 2 de cupe. Și 2 și 9, parcă era. Ia uite. Unde ești? 2 de cupe și 9 de cupe. Acest personaj simte pentru voi, dar nu arată. Ne? Cinstea este esențială. Poate că nu se referă la voi, poate că se referă la ei. Dar e o chestiune de imaturitate până la urmă, pentru că e copilul invers. Imaturitate. Numai un om matur poate să fie corect cu ceea ce simte și cu ceea ce zice. Numai un om matur. Cel care poartă mască este clar imatur. Este clar. Deci apare acest diavol, această tentație. Și totuși e frumos că apare și steaua. Speranța că puteți vindeca această poveste, că puteți manifesta, rămâne de văzut dacă se poate manifesta, apare speranța oricum. Și e bine. Vine și lumina, cum am zis mai devreme, în viața voastră. Ia uite. 8, de puneți temelie la ceva. Ar fi frumos. Acum, revin. Că o fi temelie la această poveste, că o fi temelie la altă poveste, nu. Cea mai importantă temelie este să o puneți la casa voastră. Revin. Oricine ar veni în viața voastră, din trecut, din prezent, din viitor, glumesc și poate nu glumesc, poate chiar spun viitor. Spun adevărul, să vină cineva din viitor. Cea mai importantă cale este calea voastră, creșterea voastră, asul de monede, 4 de spirale, căsuța voastră, abundența voastră, proiectul vostru care vă dă stabilitate. Astea sunt cele mai importante. Acum aș vrea să clarific 5 de spade din exterior. Clarificăm 5 de spade din exterior, influența exterioară, 5 de spade. 5 de spade. 5 de spade. 5 de spade. Te rog frumos, clarificăm 5 de spade. Cine este din exterior? 5 de spade. Cine influențează? Ia uite, măi, deci nu se poate. Am zis bine? Mai, intuiția totuși merge, da? Lucrează că e central. 5 de spade, regina de spade. Regina de spade care a făcut niște jocuri mentale. Asta înseamnă. Și din cauza asta nu a manifestat. Iar ar fi țesut acest fluture, ar fi putut să țeasă această transformare. Dar nu a comunicat corect. Nu a comunicat corect. Asta e influența exterioară. Interesant. Ia uite, 3D, poate că a fost un triumf pentru unii. Da. N-a putut să... A fost un triunghi. poate în partea lor, nu neapărat în partea voastră, voi ați rămas în lacrimi, da? 5 de monede și 3 de monede. Iar apare semn de aer. Regele de spade. Pentru unii poate chiar a fost o căsnicie sau o relație de lungă durată. Și dacă nu-i căsnicie, poate un semn, este un personaj, acest rege de spade, care era obsedat, 10 de monede, de bani. Obsedat de bani. Pentru unii, nu pentru toată lumea. În fine. Exterior. Oricum, acest personaj nu a avut strategia corectă cu voi și nu s-a putut manifesta ce ar fi putut. Și uite, așa s-a ajuns la toxicitate. S-a ajuns la lacrimi. Dar transformarea aceasta v-a făcut mai puternici. Nu uitați. Clarificăm-i... Clarificăm-i 9 de spirale. 9 de spirale. Ce înseamnă 9 de spirale? Este un sfat foarte important. Ia uite. Ce frumos. Extraordinar. Acum am văzut. Este împăratul și lumea. Aici este. Blocați pe cei care fac jocuri mentale. Blocați energiile toxice. Cât i-ați iubi, cât v-ar atrage. Dacă sunt într-o vibrație toxică, blocați. Dați-le timp să crească. Puteți să le dați și un ajutor, să le dați și niște sfaturi. Atât timp când nu sunt corecți, da? Blocați-i. Nu de spirala asta înseamnă blocaj. Și sfatul este să puneți capăt, da? Lumea acestui capitol și să vă transformați, cum am zis mai devreme, revine mesajul și să vă găsiți ce frumoșii mei, dragii mei, vă găsiți stabilitatea. Ăsta e sfatul. Lucrați pe, am zis, că vor veni, că nu vor veni, concentrați-vă pe stabilitatea voastră, casa voastră, în suflet și în exterior. Și ce frumos au venit de 2 ori 4. Aici este mama, aici este împăratul. Nu credeți că e nemaipomenit? Eu zic că da. Și 4 iar apare, 4 casă. Băi, faceți-vă casa voastră. Faceți-vă casa voastră, blocați pe cei care vă afectează și psihicul și lumea și eventual capacitățile de manifestare. Blocați-i. Și concentrați-vă pe înverzirea voastră. Amândouă sunt verzi, pe abundența voastră. Amândouă sunt fertile. Aici sunt ouă. Aici este oul deja gestat. În concepție. Nu-i așa că e minunat? Nu-i așa că e minunat? Și uite, așa schimbați acest copil în poziția normală și manifestați pe partea voastră. Pe partea voastră. Și dacă va fi să fie cu acest personaj mai tânăr sau mai, nu neapărat mai tânăr, mai imatur, rămâne de văzut. Dacă se vor maturiza, dacă se vor transforma, voi concentrați-vă pe stabilitatea voastră. Voi trebuie să fiți în control asupra vieții voastre. Aș vrea totuși să clarific cine este această Bella Rosa, acest diavol, această tentație, această frumusețe care vine, interesant cum vine, vedeți? Băi, deci nu se poate. Amândouă au măști, da? Vedeți o mască venețiană aici, da? Amândouă au măști. Amândoi au un trandafir în mână. O venit de Valentine's? O venit de Valentine's să vă atrag în această poveste. Este și un 8 invers. Să nu intrați iar într-un ciclu karmic, pentru că aveți lucruri mult mai importante de manifestat. Dar vreau să văd cine este această tentație. Ia uite. Mai interesant. Au venit exact cărțile pe care le-am văzut mai devreme. Posibil personajul din trecut să fie, pentru unii, 2 de cupe, 9 de cupe, dar, totuși, avea o carte. Posibil pentru unii. Clarificăm acest diavol, te rog frumos. La ce se referă? Ce reușește personajul, cei care au ales numărul 3? Este ce reușesc ei să facă. Acest diavol ce înseamnă? Regele de spirale. Mai. Mare grijă. Pentru cineva, pentru unii dintre voi, posibil să fie acest personaj de care vă este frică. Pentru unii, regele de spirale. Nu obligatoriu să fie berbec, dar poate are planete acolo, berbec, leu sau săgetător. Posibil acest personaj să stea în calea manifestării. Interesant cum vine mesajul. Poate acest personaj să... nu neapărat să facă ceva, să aibă un fel de a se manifesta care vă blochează vouă abundența. Vă blochează vouă povestea, întâlnirea cu sufletul pereche. Mama și copilul ar trebui să fie împreună, da? Interesant. Mai dăm o carte. Cine e acest rege de spirale și diavol? Poate să fie și cineva foarte obsedat de voi, obsedată de voi. Evident că poate să fie... Am zis, a apărut 2 de cupe. Poate să fie același personaj obsedat de voi, să aibă multă pasiune în continuare, dar poate să fie și altcineva. Rămâne să descoperiți, pentru că e etalare generală. Și nu o să... Ar fi și culmea. Mie nu mi-ar place să manifest aceeași poveste pe care o manifestați voi. Suntem unici, da? Deci, vedeți ce și cum se manifestă la voi. Soarele, am văzut soare, totuși e undă de speranță, vă recăpătați credința. Cine e acest diavol și rege de spirale? Te rog frumos. Ca și final de... final de februarie. Ce reușiți să faceți, diavolul, regele de spirale, clarificat. Ce reușiți să facă? Numărul 3. Numărul 3. Numărul 3. Ia, 8 de spade. Vă detașați totuși. E drăguț. 6 de spade. 6 de spade. Oricineva, repet, există aceste două variante. Personajul de aer din trecut despre care v-am zis să vină, pentru că 6 de spade poate să revină, că tot e Mercur retrograd, cu această pasiune devoratoare către voi, cu o inimioară, cu un trandafiraș, cu ceva măști și niște sărutări fierbinți. Posibil să revină, că 6 de spade poate să vină. Dar, există și varianta cealaltă, că am zis că sfatul vostru este să blocați pe cei care stau în calea creșterii voastre. Și pentru că apare acest 10 de bâte, nu e obligatoriu să fie semn de foc, dar posibil. Relații obositoare, job obositor, familie obositoare, personaj obositor, pentru că apare în poziția fricilor, este foarte posibil să fie același personaj, înțelegeți? Diavolul și regele de spirale. Dar de care voi, dragii mei, ce minunat ar fi să învățați să vă detașați. Pentru că știți, pentru că ați ascultat această etalare și știți că sfatul este să blocați pe cei care vă scad în vibrație și să încheiați capitolul cu ei și să vă găsiți controlul. Nu vă mai controlează nimeni, vă controlați voi viața și tot ceea ce vreți voi să manifestați. Eventual, împăratul poate să fie un ghid în calea, în direcția abundenței voastre. Puteți să căutați ajutorul, da? La cineva care vă poate învăța cum să manifestați spor financiar, stabilitate și alte chestii. În fine, cam asta e. Eu zic că e de bine, deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, să pun cărțile la loc, da, frumos. Creștere spirituală și vedeți cum se manifestă la voi, că sunteți mulți, repet, eu nu mi-aș dori să manifest aceeași poveste cu a voastră. Aceleași cărți, dar care se pot manifesta altfel. Vă doresc dragoste, pace, repet, numai bine. Pa, pa!